Deși mai rar, veștile bune continuă să apară, iar una dintre ele are în vizor carburanții care de astăzi sunt și mai ieftini. Și asta după ce mai multe benzinării din țară au afișat prețuri mai mici, în medie cu câte 60 de bani la benzină, motorină și gaz lichefiat. Astfel, costul pentru un litru de benzină cu cifra octanică 95 este de 16,72 lei, comparativ cu 17,42 lei cât era joi. Un litru de motorină costă astăzi 14,72 lei, comparativ cu 15,32 lei, în timp ce gazul lichefiat are un preț de 9,97 lei față de 10,15 lei. Amintim că aceasta este a doua ieftinire operată de stațiile PECO în această lună, după ce acum mai bine de o săptămână acestea au ieftinit carburanții cu până la 40 de bani. De menționat că în prezent petroliștii stabilesc de sine stătător prețurile de comercializare cu amănuntul a produselor petroliere principale și a gazului lichefiat, fără să depășească rata de rentabilitate anuală de 10%.